Bună ziua! Ne aflăm în fața clădirii Parlamentului. Cum spuneam și ieri, sursa tuturor relelor cu care se confruntă România în ultimele aproximativ 3 decenii. Suntem împreună cu colegii noștri din Ministerul de Interne, care au organizat și au condus aceste proteste. Ce v-a determinat pe dumneavoastră să organizați aceste proteste? Vă rog să vă prezentați pentru colegii noștri. Domnul Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatului din Administrația Națională Penitenciară. Pentru că guvernanții nu ne ascultă, e o problemă de dialog social până la urmă. Trei mari revendicări: condiții de lucru mai bune pentru cei în activitate, salarizare echitabilă pentru cei în activitate și încetarea discriminărilor pentru pensionarii militari. În ceea ce privește încetarea discriminărilor pentru pensionarii militari, știm cu toții că anul trecut, mai precis în 2017, nu am făcut, deja iată că la mai mult de mare, pensiile militare au scăzut cu peste 30%. În felul ăsta, oamenii au fost practic privați de drepturile obținute în vederea pensionării. În ceea ce îi privește pe cei activi, cei care lucrează, pentru că pe dânsii îi reprezentăm ca și sindicat, milităm pentru condiții de lucru mai bune și cerem investiții în sistemul ăsta de apărare, ordine publică și siguranță națională. Și o salarizare echitabilă, practic este singurul sector de activitate unde salariile au înghețat. Guvernul va trebui să reacționeze în cele din urmă și sper să vedem și sperăm. Stimate prieteni, ce oameni ăștia cu noi, domnule? Cum se întâmplă ceva, cum se schimbă o guvernare, cum am nevoie de câștig electoral? Pe cine avem? Pe dumneavoastră și armată. Oamenii din clădirea alăturată din Parlamentul României nu au nimic cu noi. Ei sunt aici puși pentru a se căpătui. Sunt majoritatea dintre ei au condamnări penale, sunt certați cu legea și e normal ca un deputat să se certați cu legea să ne nu e normal, dar e explicabil. Este explicabil pentru ei de ce nu ajută cadrele militare, polițiștii, penitenciarele, precum și rezerviștii acestor două structuri militare. Pentru că ei nu sunt încercați cu legea și nu au niciun interes să o aplice și o respecte. Și mulțumim pe această cale personalului care și-a pensie din structura de apărare și pentru care a privit alături de noi la aceste proteste pentru a spune revendicările și pentru a cere să facă dreptate și să elimine discriminările ceea ce privește pe ei. Ieri a fost la Tudorel Toader acasă aici la Ministerul de Justiție. Tot dumneavoastră ați organizat și toată stima și considerația pentru ceea ce faceți. Tudorel Toader a dat drumul la o grămadă de recidiviști. Ei circulă, s-ar putea să fie și pe aici, prin parc. Ce facem cu penitenciarele? Le închidem? Sau deschidem un uriaș penitenciar, tot aici, unde la spatele nostru. Este exagerat cumva? Nu știu dacă discuția se poate pune în termeni ăștia, dar cu siguranță că sistemul de justiție trebuie să funcționeze așa cum trebuie să funcționeze și sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională. Dacă vrem să mai fim în siguranță în țara asta, dacă vrem să mai avem o țară până la urmă, pentru că foarte mulți uită că fără asta nu se poate. E o nevoie de bază a fiecărei comunități, e o nevoie de bază a fiecărei societăți și e o nevoie de bază a fiecărei țări. Dacă vrem să continuăm să existăm, trebuie să avem acest sistem funcțional, cu oameni motivați și cu oameni respectați până la urmă. Pentru că oamenii ies în stradă de cele mai multe ori după ce văd că guvernanții nu îi mai respectă. Și asta e problema de fond. Dincolo de chestiune tehnice pe care cu bună voință și bună credință le putem rezolva, de cele mai multe ori problema este de respect și dumneavoastră ați întâlnit-o de foarte multe ori când v-ați întâlnit cu parlamentar, de exemplu, da? Parlamentari care vi s-au adresat cu bre. Da, unui general de 78 de ani, bre. Da, oameni care au condus mii de oameni, poate, în teatre de război, sunt tratați la nivelul superficial și grobian politic până la urmă. Deci una peste alta, o țară, cum este România, care înainte de 1989 era printre primele țări din lume ca nivel de alfabetizare, a ajuns în 30 de ani să fie printre ultimele țări din Europa, printre primele țări din Europa ca nivel de analfabetizare. O țară fără educație, fără sănătate, fără apărare, este o țară care într-adevăr poate fi vândută la toate tarabele.
puțin adins sau îmbunătățirea condițiilor de muncă. Cu toții știm, colegii din cele două structuri, că în sisteme, în cele două sisteme există o gravă problemă în ceea ce privește condițiile de muncă, siguranța personalului. Avem atât în poliție cât și în penitenciare, avem colegi care sunt agresați, bătuți, înjurați, scuipați zilnic de către infractori. Ce credeți dumneavoastră că au făcut infractorii din clădirea din dreapta mea pentru a ne proteja? Știți? Nimic. Am cerut modificarea articolului din codul penal în legătură cu ultrajul. Am prezentat argumente solide pentru a-l modifica și pentru a ne proteja. Pentru că cei care vă bat pe dumneavoastră, pe polițiști, sunt încă în libertate. Cei care ne agresează pe noi consideră că este un drept al lor. Ne-am săturat să fim victime, ne-am săturat ca statul să nu ia nicio măsură împotriva celor care ne agresează. O a treia revendicare, așa cum ne sprijină și colegii noștri rezerviști din cele trei arme ale sectorului de apărare, ordine publică, securitate națională, este eliminarea scamatoriei legislative care a dus la eliminarea a 30% din pensiile dumneavoastră. Vă simțiți, dragi pensionari, vă simțiți în siguranță cu pensiile reduse? Considerați dumneavoastră că după atâția ani de muncă sunteți răsplătiți pe merit? Sunteți! Vreau să vă aud! Salut rezerviștii sistemelor de apărare interne și celorlalte sisteme pe care nu le știm încă. Știți cine este Adrian Solomon? Nu știți? Un șofer! Unul care ne taie pensii și salarii. E aici. Haideți să-i arătăm cam ce părere avem despre el. Am ajuns să strigăm la clădiri pentru că nu mai avem oameni cu care să discutăm. Și aici aș vrea să apăs pe cuvântul ăsta. Nu mai avem oameni cu care să discutăm. Carmen Dan, vi se pare un ministru de interne potrivit? Anonimului care este ministru apărării naționale acum. Am văzut o persoană care știu cine e ministru apărării. Știe cineva câte armate a condus ministru apărării? Știe cineva unde a luptat ministru apărării vreodată? Thank you.
conduși de anonim, secretare și sinecuriști de partid. Oamenii care conduc ministerele pe care noi ne le prezentăm sunt oameni care în viața lor nu au pus poate mâna pe o armă, sunt oameni care în viața lor n-au îmbrăcat o uniformă, sunt oameni care nu știu ce înseamnă să fii 24 din 24 în serviciu. Ăsta e motivul pentru care nu ne ascultă. Ăsta e motivul pentru care ne forțează să ieșim în stradă. Ăsta e motivul pentru care ne-au unit. Aici măcar au reușit. Pentru că se poartă așa cum se poartă cu noi, au reușit și ne-au unit. Să le transmitem, vă rog, părerea noastră despre ei. Ministru Carmen Dan, doamna secretar Carmen Dan, perfect calificată pentru a conduce un minister de dimensiunile Ministerului de Interne. Ieri am fost la Ministrul Justiției. Ministrul Justiției începuse o frază și n-au reușit să o termine până când am finalizat noi protestul. Altfel ne-ar fi primit și am fi discutat. Nu că ar fi fost util. Noi știm deja că ne ducem acolo, vorbim și cu vorba rămâne. Este nevoie, domnilor, să le arătăm că avem răbdare și că așa, în frig, în ploaie, vom ieși și vom protesta. Este nevoie să le arătăm, fie că este vorba de Viorica Dăncilă. Știți cine e Viorica Dăncilă, da? Este nevoie să le arătăm că dacă noi nu existăm, țara se oprește. Este nevoie să înțeleagă că nicio țară nu poate exista fără sector de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cine își închipuie că țara asta poate supraviețui doar pe baza șmecherilor care la momentul ăsta ne fac bugetul, se înșeală. Nu Darius Vâlcov trebuie să conducă țara. Nu condamnatul ăla pentru 8 ani, pentru corupție, trebuie să ne facă bugetul, da? Nu Dragnea trebuie să ne facă bugetul. Nu Dragnea trebuie să stabilească dacă noi avem dreptul la pensii normale, la salarii echitabile și la condiții bune de lucru. Nu Dragnea. Nu Dragnea și nu ai lui. Este nevoie de oameni competenți care să-și facă datoria și care să înțeleagă exact care sunt nevoile sistemului nostru. Suntem aici alături de colegii din poliție, noi lucrătorii de penitenciare, pentru a susține demersul nostru în obținerea drepturilor care ni se cuvin. Apropo de ce a zis domnul președinte Sorin Dumitrașcu referitor la un personaj celebru, țin să vă fac o mărturisire. Aseară domnul Darius m-a contactat și mi-a făcut o ofertă care în opinia dumnealui nu putea fi refuzată. A spus că mă oferă niște tablouri și niște lingouri în schimbul tăcerii. Eu, ca nou vice și necunoscător în arte abstracte și ale valorilor, i-am spus că în democrație voții stau la pușcărie. Să mai lăsăm vorba. De ce suntem aici? Abrogarea articolului 40 din ordonanța 57. Abrogarea ordonanței 59. Scoaterea rezerviștilor și activilor armată interne servicii din legea salarizării unitare. Scoaterea rezerviștilor și activilor din ordonanța 114. Cu alte cuvinte, deplina egalitate între noi și cei care ne-au furat legile. Magistrații au pretins că au parte de aceleași riscuri și privațiuni ca și noi. Câți dintre magistrații lui Toader au murit în Kosovo ca polițiști sau ca militari? Câți dintre magistrații lui Toader au murit în Irak? Niciunul! Ne-au furat legea și își bat joc de noi în procese acum. Nu avem ce discuta cu ei. Execută cu exces de zel ordine venite din afară. Armata a fost destructurată.
A urmat poliția, astăzi serviciile. România a ajuns sat fără câini. De ce? Pentru petrol, pentru toate bogățiile noastre. Pentru noi înșine vânduți bălcilor. Ce păzim? De ce nu-i legăm? Infractorii fac legi pentru ei. Le votează pentru ei. Le promulgă pentru ei. Le cerem lor drepturile noastre? Nu! Trebuie să le impunem. Trebuie să știe că în țara asta vom ieși de fiecare dată când stăpânii vor veni la București. Pentru că au fost ieri oameni dintre noi care au spus că izbenele se spală în familie. Acolo în față la Ministerul de Interne. Că greșim. Nu e adevărat. Nu mai avem ce spăla. Ne-au furat și izbenele. Să știe domnul care se pretind stăpânii României că armata, poliția, serviciile, activ și în rezervă nu mai suportă. Da, suntem nemulțumiți. Da, vom lupta. Da, în această țară ne facem datoria în sfârșit toți împreună. Rezistăm pentru drepturile noastre, pentru drepturile națiunii, pentru dreptul României de a exista. Vom ieși în stradă mulți puțini de fiecare dată când vor veni aici la București. În astea 6 luni nu trebuie să ratăm nicio ocazie. Nu contează că au fugit astăzi de frica noastră înapoi la interne. Ieri am fost acolo, au venit aici. Azi am venit aici. Au fugit acolo, să fie sănătoși. Cei care trebuie să știe, știu. Noi trebuie să ne facem datoria aici și împreună. Nu contează ce organizații suntem sau reprezentăm. În acțiune trebuie să fim toți la un loc. Conduși de miniștri care n-au pus mâna pe armă, că le interzice religia. Suntem conduși de miniștri care n-au făcut armata nici ca soldați. Voi, polițiștii, sunteți conduși de ospătari care ajung miniștri, de secretare care ajung miniștri. Până când? Unde este demnitatea noastră? Unde este onoarea noastră? Afară! Afară! Cu jevrele din țară! Afară! Afară! Cu jevrele din țară! Da! Pe ajutorul nostru al rezerviștilor! Viitorul nostru este Ghencea Militar! Noi nu mai avem ce pierde! De câte ori veți avea curajul să ieșiți, vom fi alături de dumneavoastră! Pentru că numai împreună, lăsând la o parte ambițiile individuale, vom putea obține ceva. Un singur lucru putem obține. Frica lor că nu ne-au înfrânt încă toți. Frica lor că încă mai există rezistență în acest. Iar rezistența conștientă suntem noi, legați prin jurământ. Facem acum ceea ce ar fi trebuit să facem încă din decembrie 89. Ne-au mințit și ne mint în continuare. Ne-au promis libertate și ne-au dat democrație să le fie de cap. Asta nu-i democrație. Este pur calificat. De ce nu-i legăm? Scoateți cătușele! Bună ziua, dragi camarați! Bună ziua, domnilor parlamentari! Polițiștii, polițiștii de penitenciar, pensionarii, cadrele disponibilizate, dar și civili, au venit aici împreună pentru a trage un semnal de alarmă și în al 12-lea ceas și în al 13-lea ceas vom veni pentru a înceta umilirea tuturor angajaților din familia ocupațională, ordine publică, apărare și siguranță națională, atât cei activi cât și pensionari. Încetați această umilire și nu uitați ce a spus Balzac. Distrugeți poliția și veți distruge civilizația. Orice țară care se vrea democrată are nevoie de apărare, siguranță națională și ordine publică. Este unul din principalii piloni pe care se așează o țară europeană. Dragi miniștri ai justiției și afacerilor interne din Uniunea Europeană, atragem atenția asupra acestor umiliri repetate începute în 2009 și ne dorim încetarea lor. Revendicările noastre sunt simple. Guvernul României să aplice în tot legea 153 din 2017, legea salarizării bugetare, a cărei denumire au schimbat-o din legea salarizării unice sau unitare în legea salarizării bugetare, pentru că ea nu mai este unitară.
Dumneavoastră, politicienii, v-ați îndestulat și vă calculați salariul de funcție înmulțindu-vă coeficientul de ierarhizare cu 2080 de lei, în timp ce un agent debutant din poliție, jandarmerie, MAPN și celelalte structuri din familia ocupațională primește 2080 de lei salariul de funcție, salariul minim pe economie. Dumneavoastră, numai la salariul de bază primiți de 12, 13, 14 ori acest salariu minim pe economie. Încetați umilirea din punct de vedere salarial. Ne dorim să încetați și umilirea din punct de vedere al dotării. Rușine, rușine! Domnilor parlamentari, domnilor și doamnelor miniștri, este normal ca într-o țară care se vrea democrată și europeană, polițiștii de ciar, pensionarii, să dea în judecată statul pentru a-și obține drepturile stabilite prin lege? Dumneavoastră aveți pretenția ca noi să aplicăm legea așa cum ați făcut-o dumneavoastră în Parlament. Atunci, aplicați și dumneavoastră legea 153 și legea 233, așa cum le-ați făcut în Parlament. Nu ciuntite prin ordonanțe de urgență, așa cum vă convine vouă. Iată că suntem în cea de-a doua zi de proteste. Spuneam ieri că noi trebuie să fim și suntem cei care practic respectă legea. Noi nu trebuie să fim ca ei. Noi trebuie să fim cei care respectă și chiar am demonstrat în practică că noi respectăm legea. Spuneam despre dialog eșuat total. Au construit ziduri în dialog. Spuneam despre negociere. S-au comportat execrabil. Micul deputat Solomon, un om de nimic, deputat de Bârlad, care practic ne-a jignit în mod permanent cât am fost la Comisia de Muncă, atât pe legea salarizării, cât și pe legea pensiilor militare, când vorbim de ordonanțele 57 și 59. Haideți să-i urăm ceva micului deputat Solomon! Am constatat cu bucurie că aceste acțiuni pe care noi le dezvoltăm cu respectarea legii, noi folosim forța legii și nu legea forței, au fost foarte bine, dacă vreți, întâmpinate de către societatea civilă. Sigur, câteva televiziuni aservite nu au avut voie să transmită pentru că se pare că primesc bani din bugetul public prin partidele politice, în mod special PSD, care, vă spuneam eu și ieri, au primit 50 de milioane de euro din bugetul public ca să financeze activitatea lor politică, adică să finanțăm semidocții, agramații, secretara Madame Dan, care trebuie să plece, și așa mai departe, infractorul de Vâlcov dovedit în instanță de fond, 8 ani cu executare, și lucrurile pot continua. Sigur că deranjăm, dar marea noastră bucurie este că majoritatea populației ne-a înțeles, am primit mesaje de încredere, mesaje de sprijin, oamenii ne-au spus că trebuie să continuăm acțiunile noastre pentru că am demonstrat ieri și astăzi că dacă suntem informați corect, putem să ne transmitem, dacă vreți, ceea ce ne doare pe noi într-un cadru organizat și cu respectarea legii și a Constituției. Sigur că mai avem un obiectiv care se numește Carmen Dan, o femeie de nimic, o femeie care practic își bate joc de tot sistemul din Ministerul de Interne, nu înțelege cuvinte elementare și se auto-intitulează în conducătorul polițiștilor. Nu! Noi nu o recunoaștem, i-am transmis public și personal că nu ne merită
și trebuie să-i spunem doamnei Carmen Dan să plece acasă. Demisia, doamna Carmen Dan! Doamna Carmen Dan înțelege un singur om, pe Liviu Nicolae Dragnea. Dar nu este singura care îl înțelege. Îl avem pe ministrul colegilor, domnul Tudorel Pader, cel micuț cu valiza mare, cu salariu mare în valiză, că nu putea să primească în alte condiții. El e atât de valoros încât ia o jumătate de milion pe lună de lei. Deci 570 de milioane lei vechi pe lună. Deci imaginați-vă în ce țară trăim, care sunt diferențele, care sunt discrepanțele și atunci cum să nu fie sclav, să fie umil, să fie obedient, să încerce să promoveze legi împotriva noastră, să încerce să spele infractorii. Nu i-a ieșit cu amnistia că i-a fost teamă, dar a încercat prin toate mijloacele legale pe care le are la îndemână să modifice codul penal, să modifice codul de procedură penală doar pentru a-și spăla de infracțiune stăpânii. Înainte de a transmite microfonul unui alt coleg, vreau tot să intonăm imnul de stat, deșteaptă-te române. Este bine și este timpul la propriu să ne deșteptăm. Rog colegul din regie, imnul național.
divinitatea și trebuie să spunem Dumnezeu să ajute România. Vorbea domnul Coarnă mai devreme de eliminarea discriminărilor salariale din structuri. Cum să fie eliminată această discriminare? Cum să ne dea nouă mai mulți bani când bugetul României este făcut de un infractor condamnat, un infractor dovedit? Ce trebuia să facă Darius Vâlgov azi în timp ce face bugetul? Trebuia să fie undeva la Jinava sau la Giurgiu, la 6:30 să-și facă patul, să se aranjeze și să pregătească pentru apel. Asta trebuia să facă Darius Vâlgov. Cum să se gândească la noi, la veniturile noastre, la traiul nostru, un personaj, acest personaj macabru, Tudorel Toader, când el are un venit de 570 de milioane de lei pe lună. Echivalent... Colegilor noștri din Ministerul de Interne este desăvârșită. Trebuie să ne alăturăm lor, trebuie să învățăm de la ei și să ne manifestăm cu curaj, fără niciun fel de reținere, toate nedreptățile la care am fost supuși în ultimii ani. Ultimii 10 ani pentru militarii armatei române au însemnat umilirea supremă. Întorcându-ne la legea salarizării unitare, reamintindu-vă că soldatul profesionist este apreciat cu acel coeficient mizerabil de 1, iar șeful statului major general cu acel coeficient bat jocoritor de 4, ceva la jumătate față de coeficientul unui secretar de stat, arată exact ceea ce a făcut Olguța pentru noi. Să trăiască Olguța! Dincolo de ceea ce fac politicienii pentru noi și pe care cel puțin parte dintre noi nu înțelegem, nu au adus niciun fel de avantaj PSD-ului. S-a aprobat un covor, un preș uriaș în care ordonanțele de urgență 57, 59, 114, M25 al Ministrului Apărării Naționale au băgat de rezult toate mizerile pe care ei le-au creat, în loc să acorde la momentul respectiv ce trebuia să ni se acorde, indexări, majorări, salarii compensatorii pentru cei care au ieșit în ultima perioadă la pensie, le-au îngrămătit sub preș, să le fie rușine! Să ne fie rușine, beneficiind de sprijinul nesperat al colegilor noștri din Ministerul de Interne, îndrăznesc în numele dumneavoastră să avansăm o propunere foarte, mi se pare mie, la locul ei, dar care va fi considerată nerușinată. Domnilor din Parlament, așezați pe militari, pe polițiști, pe jandari, pe pompieri, pe cei de la conducerea penitenciarilor, pe toți militarii din Sistemul Național de Apărare, de Siguranță și Protecție Națională, în grila națională de salarizare, acolo unde le este dreptul de fapt și normal, datorită privațiunilor, greutăților și muncii foarte grele pe care o desfășoară dânsii. Mi s-ar părea perfect normal ca acel unu mizerabil cu care este apreciat soldatul român, profesionist, reține soldat profesionist, să fie ridicat la nivelul lui 4 al șefului statului major general, care la rândul lui să se ducă acolo unde trebuie, lângă reprezentanții politici care, similari ca și funcție, care au clasa de salarizare dublă. Să le fie rușine pentru faptul că ne-au așezat unde ne-au așezat, dar și nouă să le fie rușine, în primul rând celor din Ministerul Apărării Naționale, pentru pasivitatea cu care ne-am manifestat până acum. Încă o dată vă spun, să luăm exemplu de la politici, ei sunt la fel de militari ca noi. Vă aducem la cunoștință faptul că mai înainte o delegație a mers la Parlament, la Camera Deputaților, la Legislatură și am depus în numele tuturor participanților, sub cupola forumului structurilor asociative ale militarilor din România, o notă de protest în limba română și în limba engleză adresată ministrului Carmen Dan, ministrului Tudorel, de mai jos de aici, și celor doi reprezentanți omologi
din Uniunea Europeană. Pentru Dăncilă m-a întrebat, limba maternă. Întorcându-ne puțin la ce s-a întâmplat la Ministerul de Justiție. Până acum ne-am ferit, cel puțin noi militarii ne-am ferit. Am avut o reținere, încă avem reținere. Noi nu am avut și ei, cei din activitate, nu au voie să protesteze. Sub nicio formă. Noi nu am avut și cei din activitate nu au voie să-și manifeste concepțiile politice, să participe la alegeri, să intre într-un partid politic, multe, să întreprindem acțiuni economice private. Nu, noi ne mulțumim cu eficiență de salarizare pe care Orcuta ne-a dat. Ei, din această cauză, această stare care s-a perpetuat de pasivitate, ne-a condus în această situație. Vă spun, stimați prieteni, astăzi, ieri și săptămâna anterioară, când am fost avocatul poporului, pentru prima dată, în rândul militarilor rezervă și retragere, s-au numărat și personalități din conducerea structurilor asociative generali pe care îi salut și alături de care trebuie să fim și cărora le solicităm să fie și mai alături de noi și în continuare. Domnilor, aici ne aflăm în fața Parlamentului, spuneam ieri la Ministerul de Justiție, sursa tuturor relelor este acolo. Răul suprem este Parlament, dar vedeți dumneavoastră, s-a creat o axă, cel puțin pentru noi militari în rezervă și în retragere. Ministerul Apărării Naționale se află undeva sus, acolo, pe dealul Căpățânii. Pe dealul pe care crucea militarilor a fost ridicată de colegii noștri din Direcția Financiar-Contabilă. Colegi care au creat aceste ordonanțe discriminatorii, jignitoare și defăimătoare la adresa noastră. Au fost create de colegii noștri. Ordonanța 59, 57, 114. Ministerul Apărării Naționale, Parlamentul României, Ministerul de Justiție. Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Justiție sunt două din uneltele folosite de către parlamentari pentru a îngenunchea armata română. Ministerul de Interne, care e puțin mai hacana, este altă unealtă prin care apărătorii ordinii publice și de drept din România au fost la rândul lor îngenunchiați. Domnilor, suntem militari. Nimeni nu poate mai bine decât noi să cunoască și să mânească armele. Nu îndemnăm la răzvrătire, nu îndemnăm la prostii, dar a venit vremea să ne ridicăm din genunchi. Avem între noi un camarad. Câte ani aveți, domnule, acolo? Câte ani? Vă rog frumos, puneți aici la microfon. Câte ani aveți? 92. 92. 92 de ani. A venit alături de noi. Să trăiască! Să trăiască! Cu stimă! Suntem diferiți, dar din păcate simțim diferit discriminarea. Militarii au fost crunt discriminați pentru activități exact în aceleași condiții desfășurate, pentru grade, funcții, vechime egale în câmpul muncii și alte condiții juridice egale. S-a creat o discrepanță uimitoare. Sunt diferențe de până la 4 ori mai mari. Au colegii mai tineri față de cei mai în vârstă. Dom'le, toți am venit la fel, în aceleași condiții. Nu se poate așa ceva. Am înțeles că la polițiști și la jandari e culmea, până și cei în activitate au salarii diferite. Unde trăim, băi, fraților? Cum să creadă omul ăsta că noi avem probleme? Cum să zbată omul ăsta pentru noi? El, ministrul Carmen Dan, noul ministru al Apărării Naționale, de care vă rog să mă iertați cu tot respectul, nu mi-amintesc, nu știu cine mai este, pentru că se schimbă așa cum dictează interesul politic și nu are legătură cu interesul militar. Cum să creadă oamenii ăștia din Parlament că noi avem probleme dacă ei primesc salariile pe care le primesc? Da? Cum să creadă? Cum să creadă unul ca Adrian Solomon, care se adresează militarilor cu bre?
Așa vorbesc profesorii de istorie de la Bunear. Bre. Deci nu domnule, nu tovarășe, nu camarade, bre. Așa înțelege un politician să se adreseze. Și nu vă faceți iluzii, toți sunt la fel. Toată lumea, toți cei care sunt aici, nu au interesul să ne ajute. Și știți de ce? Pentru că nu le pasă de noi. Suntem la momentul la care mai sunt 2 ani până la alegeri. E momentul lor. Că acum noi toți trebuie să înțelegem că acolo e puterea noastră. Atunci trebuie să alegem cu mintea. Și să nu-i uităm nici pe Adrian Solomon, nici pe Carmen Dan, nici pe alții ca ei când va veni momentul. Nici pe gașca asta cu Vâlcov, Dragnea și care de fapt decid în țara asta. Toți fac ceea ce le dictează interesul politic. Tocmai de aceea insist și o să insist atât cât trebuie. Au reușit și ne-au unit. E important să reușim să continuăm aceste proteste împreună și să nu ne lăsăm, indiferent de cât de frig va fi. Indiferent de cât de cald va fi, indiferent că plouă sau ninge. Până la urmă vor trebui să ne asculte. Până la urmă vor trebui să înțeleagă că avem dreptul la o salarizare echitabilă. Până la urmă vor trebui să înțeleagă faptul că nu pot reduce și nu este normal într-o țară care se pretinde a fi membră NATO, într-o țară care se pretinde a lucra la standarde europene, nu pot să reducă dintr-un condei, printr-o scamatorie legislativă, pensii, salarii și alte drepturi pentru cei care practic mențin România sigură. La momentul la care a fost intonat imnul de stat, am observat, domnilor, că toată lumea s-a întors instinctiv către clădirea simbol, Ministerul de Interne. Am ajuns, spuneam ieri și o repet astăzi, am ajuns să ne îndreptăm respectul către clădiri. Pentru că nu mai avem oameni pe care să-i respectăm. Pe cine să respecti? Pe Carmen Dan, dacă se afla în minister? Dacă am fi fost în fața Ministerului Apărării, admițând că am fi avut unde să protestăm acolo, pe cine să respecti? Pe domnul ăsta care e ministru apărării? Dacă eram la Ministerul Justiției, pe cine să-l respecti? Pe Tudorel Toader, ministrul infractorilor? Pe cine? Da, ultima ispravă a ministrului nostru este să propună despăgubiri pentru infractori. Ai făcut bușcărie? Primești câte 5 lei pe zi, cel puțin. Da? Cine credeți că plătește asta? De ce? Pentru că suntem conduși de infractori și ei decid. E foarte important. E aceeași gașcă cea care decide pentru noi. E momentul să le spunem că vremea lor a trecut și dacă n-a trecut, acum va trece în curând. Unul dintre puținele lucruri bune care s-au întâmplat în ultimii ani în ceea ce privește este acela că guvernul a reușit și ne-a unit. Faptul că suntem împreună și faptul că reușim să fim o singură voce și să le transmitem aceste probleme este extrem de important. Sigur că nu o să o rezolvăm din prima. Sigur că la început o să ne ignore, la un moment dat o să se și supere și la un moment dat o să fie constrânși să facă ceea ce trebuie. Dar este important că am făcut acești pași și este important că reușim să organizăm aceste acțiuni împreună. Fie că plouă, fie că e vânt, fie că o să fie soare la vară. Ceva îmi spune că o să fim împreună. Noi avem exercițiul ăsta sindical de prin 2005-2006, când am avut dreptul să ne organizăm și să putem să acționăm. Mă bucur să văd că fie că ne place sau nu, reușim să trecem peste situația asta penibilă, pentru că nu e confortabil pentru nimeni să stea în stradă să-și ceară drepturile. Până la urmă nu suntem cercetătorii sistemului de apărare, ordine publică și siguranță. Până la urmă avem dreptul să primim ceea ce cerem. Nu cerem milă, cerem să se respecte legea.
Noi nu cerem măriri de salarii. Cerem ca legea aprobată aici să fie aprobată. Da? Să fie pusă în practică. Nu cerem măriri de pensii. Cerem ca pensia, legea pensiilor, să fie aplicată așa cum e. Fără acele ordonanțe de urgență care ne taie din salarii. Dar asta se întâmplă doar dacă unii vor pleca de la guvernare. Așa că trebuie să le spunem ori de câte ori va fi nevoie că dacă nu-și fac treaba, nu au ce căuta aici. Bugetul nostru este făcut de un infractor care ascundea tablouri și bani și lingouri în spatele crucilor în cimitir. Acum a ajuns să ascundă banii țării în spatele unor marionete cum sunt Viorica Dăncilă, cea care este cel mai prost ministru, prim-ministru al României din toate timpurile și până în prezent. Această femeie și-a pus în instituții o altă semi-analfabetă care spune că aveți un buget la interne de 20 de ori mai mare decât anul trecut. Cred că nu are noțiunea termenilor pe care îi folosește. Ar fi un buget la Ministerul de Interne 20 de ori mai mare dacă ați avea angajați cu salariul lui Tudorel Toader. Dar nu este așa. Un agent câștigă 23 de milioane. 2300 de lei. Credeți că este suficient pentru un trai decent? Credeți că este suficient să întrețină o familie cu un copil? Nu. Uitați că a venit poliția să-i ridice. Poliția e ceva țipă ăsta. Un grup de colegi care am fost și în Ministerul Apărării și în Ministerul de Interne cunoaștem foarte bine situația salarizării și pensionarilor care au fost afectați în ultimii ani în mod deosebit prin înghețarea actualizării pensiilor militare care au lovit deopotrivă pe cei care au fost militari activi sau polițiști. Este principala revendicare care trebuie să fie spusă foarte clar și care a dus la două mari discriminări. O mare discriminare față de civili, la care în fiecare an se actualizează punctul de pensie și este dacă pomană electorală, mai ales în anii premergătoare alegerilor, în timp ce la militari se dau ordonanțe pe care se blochează aceste actualizări. În același timp s-a dus la o discriminare foarte mare între generațiile de militari sau polițiști care au fost pensionari. Astfel încât s-a ajuns la plutonier sau general sau colonel major la 10 ani diferență cu pensie mai mult decât dublu ca diferență din cauza modului de calcul diferit și a sporurilor diferite. Revendicarea principală era actualizarea pensiilor în funcție de creșterea nivelului soldei sau salariului la personalul activ și apoi, în al doilea rând, o rezolvare în timp de 3-5 ani aceste discriminări între generațiile de pensionari militari. Acestea sunt principalele două revendicări ale noastre pe care trebuie, dincolo de coloratura politică a celor care sunt în guvern sau parlament, sunt somat să o rezolve pentru că se amplifică și an de an aceste discriminări devin o bătaie de joc tot mai mare la adresa noastră. De asemenea, trebuie să nu uităm că s-a confiscat pensia suplimentară, care a fost o contribuție voluntară peste ceea care s-a stabilit prin calculul pensiei normale și care, din cauza plafonării, se confiscă, de fapt, deși era proprietatea noastră separat de pensia calculată normal, iar apoi acordarea acelor ajutoare, care de anul trecut nu se mai acordă, dar ei prevăd în continuare și mai ales acum pe 3 ani ca aceste ajutoare să nu se mai acorde. Noi vă mulțumim că sunteți solidari și sperăm că suntem din ce în ce mai mulți la aceste activități, pentru ca timp de 6 luni de zile să-i facem conștienți, măcar în acest an electoral și cu prezența multor funcționari europeni în România,
că militari, polițiști, lucrători din penitenciare și alte structuri de apărare, ordine publică și siguranță națională au devenit în România la un nivel de bătaie de joc. Trebuie reașezate atât pentru activ salariile și soldele și dreptate făcută pensiilor militare ciuntite de aceste ordonanțe. Vă mulțumim și să fim solidari în continuare! Avem în mâna colegului ce? O cruce! Dacă nu ne trezim, o să pierim fără să primim ceea ce ni se cuvine. De aceea trebuie să ne trezim și loc colegul din regie să ne caute melodia de ieri, România, trezește-te! România! Au fost înaintate propunerile pentru ordonanța 114, renumită ordonanță, și celelalte, cred eu, Ministerul de Resort, Ministerul Apărării, Ministerului de Interne și Ministerul Justiției. Și nimic, nici o obiecție, nici o propunere. Dialogul, negocierea și protestul. Eu vă spun, părerea mea este că avem și a patra, pe care nu reușim și n-am reușit până acum să demonstrăm că putem la vot toți și am anulat voturile. Ați vedea dumneavoastră că de 7 milioane de voturi, să spunem, 6 ar fi anulate, deci nu ar fi luate în calcul și ar mai rămâne 1 milion de lei care ar fi de acord cu ce fac ei. S-ar anula legii și probabil că până la urmă o să găsim și noi pe cineva. Demonstrați că sunteți o forță, ne dați și nouă exemple de acest tip și probabil că în viitoarele zile ne vom gândi mai puternic cum să ne apropiem și noi de valoarea și de efectele muncii dumneavoastră. Încă o dată vă felicităm, vă urez succes și sperăm că fim toți înțeleși. Mulțumesc!